Un accident de circulație în care au fost implicate 5 autovehicule, respectiv 2 autoturisme și 3 autotrenuri, s-a produs pe DN2E85 în localitatea Poșta Călnău din județul Buzău. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, în urma evenimentului rutier, 3 persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital. În urma accidentului rutier produs pe rasa localității Poșta Călnău, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, au fost transportate 3 victime, un bărbat în vârstă de 47 de ani, 21 de ani și 62 de ani. Tânărul în vârstă de 21 de ani, șoferul, a fost transportat la unitatea de primiri urgențe în stop cardiorespirator, a fost resuscitat, starea lui este critică, se fac eforturi mari pentru a fi salvat. Tatăl în vârstă de 47 de ani a fost transportat la unitatea de primiri urgențe cu policontuzii, traumatism craniofacial, traumatism craniocerebral și un traumatism la nivelul umărului stâng, el este stabil, iar cea de-a treia victimă în vârstă de 62 de ani a fost transportată la unitatea medicală, este stabilă în curs de investigații cu un traumatism de torace. Accidentul s-a petrecut după ce un tânăr de 21 de ani care conducea un autoturism nu a observat că în fața sa este oprit un taxi care intenționa să vireze la stânga. A încercat să tragă stânga de volan, dar în paralel cu el circula un tir pe care l-a acroșat în lateral. A lovit violent din spate autoturismul oprit, iar din spate a fost lovit de un alt autocamion. După impact, autoturismul tânărului a fost proiectat pe contrasens, unde a mai fost lovit de un al treilea tir. Din primele date de la fața locului s-a stabilit că ar fi vorba de o coliziune între două autoturisme și alte trei autovehicule de mare tonaj. Mai exact, un șofer în vârstă de 20 de ani din județul Buzău a condus un autoturism pe DN285 din direcția Buzău către Râmnicu Sărat, iar la un moment dat, la intersecția cu DC120, a intrat în coliziune față-spate cu un taximetru care intenționa să efectueze virajul la stânga. În urma impactului, taximetrul a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autovehicul de mare tonaj, cât și cu alte două care circulau din direcția Buzău către Râmnicu Sărat. Din accident au rezultat 3 victime, cei doi conducători ai celor două autoturisme, cât și un pasager din primul autoturism. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului rutier. Unul din șoferii implicați susține că tânărul circula cu viteză, în condițiile în care la acea oră pe drumul european 85 era o ceață densă. A venit cu viteză și n-am mai avut timp de reacție. Treceam pe lângă el pe banda aceasta, de mers înainte și între timp a venit Seatul care l-a depășit și pe colegul și a vrut, n-a observat că face stânga și oprit, a încercat să se bage între mine și taxiul. Dar nu a reușit, n-a avut timp de nimic, era spațiu. De acolo cred că a intrat în taxiul. Pentru scoaterea răniților din autoturismele avariate a fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare. Detașamentul de pompieri Buzău a fost solicitat să intervină pentru un accident rutier produs pe raza localității Poșta Călnău. Ajuns la locul intervenției, am constatat într-adevăr că este vorba despre un accident rutier. Ne-am deplasat la fața locului cu o ambulanță SMURD, un modul de descarcerare și auto specială de stingere. Ajuns la locul intervenției, echipajul descarcerare a acționat pentru degajarea conducătorului auto marca SEAT. În urma accidentului au rezultat victime care au fost transportate la UPU Buzău. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. În ciuda eforturilor depuse de medici, tânărul de 21 de ani, victimă în accident, a decedat.